TikTok devine inamicul numărul 1 al informațiilor guvernamentale. După Statele Unite și Canada, interzice aplicația pe dispozitivele mobile care aparțin guvernului. Hotărârea a fost luată de ofițerul șef de informații al Canadei pentru a asigura securitatea datelor. Decizia vine după ce revizuirea internă a arătat că metodele de colectare a datelor pe TikTok pot face utilizatorii vulnerabili la atacuri cibernetice. We take very seriously the freedom of expression, the freedom of Canadians to engage how they want online, but we also have very important principles around protection of data, protection of Canadian safety and security that we will always step up for. Like many countries around the world, we're looking carefully at how to ensure Canadians are kept safe online, and we're making the decision that for government employees, for government equipment, it is better to not have them access TikTok. Între timp, România îmbrățișează trendul TikTok. Senatul țării noastre și-a deschis un cont oficial pe aplicație. Decizia a fost bătută în cuie de conducerea Camerei Superioare a Parlamentului. Senatorul Alina Gorghiu spune că astfel aleșii se vor apropia mai mult de oameni. Eu am un cont de TikTok, învăț să-l administrez. Sunt foarte multe de învățat. E o manieră în care încercăm să ne apropiem de cei care consumă știri politice, consumă activitate legislativă și vor să fie la curent în definitiv cu ce le influențează viața din legislația pe care senatorii o modifică săptămânal. Pe de altă parte, Comisia Europeană a impus o inițiativă similară cu cea a Canadei, fiind îngrijorată de legătura platformei cu guvernul chinez și vulnerabilitatea datelor utilizatorilor din întreaga lume. It's not just data located in a physical place and confined to one geographic safe place, you know, or geographic region that we determine as safe. There can be backdoor ways of accessing that information and that data on those servers.